Vă invit a vedea care sunt abordări de noutate asupra mandatului european de arestare. În intervenția pe care agentul guvernamental de pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene, domnul Horațiu Răzvan Radu, ne va face în continuare. Ceea ce vă pot spune eu, ca judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, este că avem pe rolul nostru cauze, evident, în apel, asupra mandatelor europene de arestare, asupra transferurilor persoanei de condamnate, ceea ce face ca legea de cooperare în materie penală, internațional, materie penală, să fie aplicabilă și, aș spune eu, la nivelul de spațiu juridic european, să funcționeze acest instrument, mandatul european de arestare, la nivel optim. Dar să-l ascultăm în continuare pe domnul Horațiu Răzvan Radu. Mulțumesc mult, mulțumesc mult pentru invitația adresată, dat fiind că am depășit timpul alocat conferinței, voi încerca să fiu cât mai succint, dar în același timp și cuprinzător. Îmi revine în vinerea patimilor rolul de a încheia această conferință. Voi încerca să vă mențin atenția captată așa cum au făcut și antevorbitorii mei. Așa cum spunea doamna președinte Popa, într-adevăr subiectul mandatului european de arestare e un subiect de actualitate, nu doar pentru Înalta Curte, ci și pentru spațiul european în general. Că dacă vorbea domnul profesor Stoica, vorbeau parte din ceilalți participanți la conferință despre o cooperare la nivel interprofesional, aici vorbim de o cooperare judiciară la nivel european și iată că mandatul european de arestare venit ca un instrument de cooperare judiciară care să înlocuiască procedurile de extrădare între statele membre cu un sistem nou de predare în scopul asigurării punerii în executare a mandatelor de arestare emise fie în scopul efectuării urmăririi penale, fie în scopul judecății unei persoane, fie în scopul executării unei pedepse, este consacrat ca un instrument important european și este supus unor provocări jurisprudențiale, mai ales de dată recentă. Principiile de bază ale mandatului european de arestare sunt recunoașterea reciprocă și cooperarea loială între state. Recunoașterea reciprocă are la bază gradul ridicat de încredere care trebuie să existe între statele membre. Prin urmare, statul emitent vine și eliberează un mandat european de arestare, iar statul de predare trebuie de principiu să aibă toată încrederea în statul emitent și să procedeze doar la verificarea condițiilor de formă și la punerea în executarea mandatului. Cam aceasta a fost filozofia inițială, bineînțeles. Filozofia deciziei cadru acorda o importanță aparte și drepturilor omului. Prin urmare, a mai fost doar un pas până când recunoașterea reciprocă și respectarea drepturilor omului puteau să intre într-o oarește coliziune pe care Curtea de Justiție ar fi urmat să o lămurească. A fost o primă cauză unde o întrebare preliminară a venit chiar din România, cauza Radu, unde Curtea de Justiție a analizat acest potențial conflict, ghilimele de rigoare, între principiul recunoașterii reciproce, încrederea dintre state și cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene. Pe de o parte, pe de altă parte, respectarea drepturilor omului, în speță era vorba de dreptul la un proces echitabil și dreptul la libertate și siguranță. Curtea a concluzionat destul de clar că, în afară de condițiile obligatorii și facultative în care se poate refuza predarea unei persoane, nu poate fi refuzată o asemenea predare, prin urmare, recunoașterea reciprocă are prioritate. În acest sens, jurisprudența părea totuși să amâne momentul în care ar fi pus în discuție refuzul predării cauzat de respectarea drepturilor fundamentale și iată că acest moment a apărut la începutul anului acestuia. Două cauze conexate, cauzele Aranioșii și Căldăraru, două cauze foarte interesante, una din ele tot din România, cealaltă din Ungaria.
problema care se ridica de această dată era dacă autoritatea de predare poate refuza punerea în executare a mandatului european din cauza condițiilor de detenție și dacă poate refuza. Care sunt aceste limite? În esență, instanța de trimitere, o instanță din Germania, din Bremen, își ridica două probleme. Dacă atunci când există indicii temeinice potrivit cărora condițiile de detenție din statul emitent încalcă drepturile fundamentale, îndeosebi interdicția tratamentelor inumane sau degradante, autoritatea de executare poate sau trebuie să refuze executarea mandatului sau, dacă poate sau trebuie, să condiționeze decizia privind predarea de obținerea unor informații din partea autorității emitente. Și de asemenea, o a doua chestiune privea dacă furnizarea respectivelor informații incumbă autorităților emitente sau ține de regulile naționale de competență. Dat fiind că interdicția torturii, a tratamentelor inumane sau degradante este un drept absolut, un drept recunoscut atât de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și de Carta Drepturilor Fundamentale, conținutul acestui drept e același și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană. Bineînțeles, problema firească se punea cum mai judecăm obligativitatea predării unei persoane în momentul în care avem o potențială încălcare a unui drept fundamental. Ca o paranteză fie spus, spre deosebire de România, cel puțin la nivel de cifre, Ungaria stătea mai prost în materia condițiilor de detenție, pentru că aveau deja o hotărâre pilot în materie, cauza Varga. În ce privește România, autoritatea de trimitere a întrebării preliminare ridica problema unor condiții de detenție contrare Convenției Europene a Drepturilor Omului, așa cum fuseseră recunoscute de numeroase hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, fără să existe o hotărâre pilot până la acel moment, dar și diverse rapoarte, cum ar fi rapoartele Comitetului pentru Prevenirea Torturii sau alte informații oficiale. Pusă în fața unei asemenea provocări, Curtea, în opinia mea, a făcut o analiză destul de detaliată și a oferit o soluție echilibrată, o soluție care a venit și în concordanță cu concluziile depuse de Guvernul României în cauză. Astfel încât ideile esențiale care se degajă din hotărârea Curții sunt următoarele. Dacă autoritatea de executare a unui mandat european de arestare dispune de elemente care atestă un risc real ca persoanele deținute în statul membru emitent să fie supuse unor tratamente inumane sau degradante, ea trebuie în primul rând să evalueze acest risc înainte de a decide predarea persoanei solicitate. În acest scop, autoritatea de executare trebuie să ia în considerare informații obiective, fiabile, precise și mai ales actualizate. Și aici fac observație pentru că de multe ori hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, chiar dacă constată persistența unor probleme în ce privește condițiile de detenție într-un anumit stabiliment sau un altul, ele se referă de regulă la situații trecute. Tocmai de asta cred că precizarea Curții de Justiție referitoare la informații actualizate este foarte importantă. Deci informații obiective, fiabile, precise și actualizate referitoare la condițiile de detenție din statul emitent, care să demonstreze deficiențe sistemice sau generalizate sau cu privire la anumite grupuri de persoane sau la anumite penitenciare. Cu toate acestea, constatarea unui risc ce decurge din condițiile generale de detenție din statul emitent nu poate conduce în sine la refuzul executării mandatului. Pentru aceasta este necesar să se demonstreze că există motive serioase și temeinice de a crede că persoana solicitată va fi expusă efectiv unui asemenea risc din cauza condițiilor concrete de detenție preconizate în cazul său. Pentru a aprecia existența riscului în privința persoanei solicitate, autoritatea de executare trebuie să solicite autorității emitente să furnizeze de urgență toate informațiile necesare cu privire la condițiile de detenție concrete la care va fi supusă persoana în cauză, autoritatea emitentă fiind obligată să răspundă și în acest scop să conlucreze cu autoritățile centrale competente. Dacă în urma informațiilor furnizate de autoritatea emitentă și a celorlalte informații de care dispune
Autoritatea de executare constată că există în privința persoanei solicitate un risc real de tratamente inumane sau degradante, executarea mandatului trebuie amânată până la obținerea de informații complementare care permit înlăturarea existenței riscului. Între timp, persoana solicitată poate fi ținută în arest, dar numai cu respectarea exigențelor privind privarea de libertate, durata rezonabilă, proporționalitatea măsurii și celelalte exigențe, și dacă se decide punerea în libertate, se pot lua măsuri alternative care să asigure că nu se va sustrage, astfel încât să nu devină imposibilă executarea mandatului. Dacă existența riscului nu poate fi înlăturată într-un termen rezonabil, autoritatea de executare trebuie să decidă dacă este cazul să se pună capăt procedurii de predare. În opinia noastră, există o inovație jurisprudențială, cu alte cuvinte, avem un element de noutate pe care jurisprudența Curții de Justiție îl aduce în materia mandatului european de arestare, creează premiza posibilității refuzului de predare, însă trebuie nuanțată foarte mult această concluzie, pentru că însăși Curtea de Justiție supune această predare unor condiții pe care le-am enumerat adineauri, acest risc real care să fie evaluat pe baza unor informații obiective, precise și actualizate. Bineînțeles, identific ca fiind echilibrată hotărârea Curții, pentru că creează un echilibru atât între protecția drepturilor fundamentale, dar în același timp continuă să considere mandatul european de arestare ca fiind un instrument foarte important de cooperare între autoritățile judiciare penale din statele membre ale Uniunii. În același timp aș aprecia că pune o presiune indirectă și pe statele membre să asigure standarde corespunzătoare de respectare a drepturilor fundamentale, standarde comune, pentru că, nu e așa, încrederea reciprocă, gradul ridicat de încredere reciprocă dintre statele membre nu poate avea la bază decât un standard comun de respectare a drepturilor fundamentale. Vă mulțumesc, sper că nu am depășit foarte mult timpul alocat și vă doresc sărbători fericite. Mulțumesc domnului Horațiu Răzvan Radu. Dacă sunt comentarii, observații, întrebări la intervențiile invitaților. Dacă nu sunt, atunci am să vă mulțumesc tuturor invitaților care astăzi ați abordat teme extrem de aplicate, de interesante și de noutate. Am să mulțumesc participanților care sunt convinsă că chiar dacă astăzi nu au pus întrebări și nu au făcut comentarii, au intrat într-un dialog chiar și prin tăcere cu cele mai noi noțiuni de drept european și de aplicare a instituțiilor din Convenția Europeană, din directive și la modul în care instanțele înțeleg să facă aplicarea unor instituții atât de importante din dreptul european. Am să mulțumesc în mod special Societății de Științe Juridice, platformejuridice.ro, pentru interesul, constantul profesionalism și deschidere către dialog, către noutate și către ceea ce este mai frumos, iubirea față de noi toți. Și pentru că suntem în apropierea unei sărbători atât de profunde, permiteți-mi să vă urez un Paște fericit, iar după aceste sărbători, o renaștere spirituală într-un dialog de interuman, de frumusețe, de toleranță și de echilibru.